Încă 88 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde de asemenea se pregătesc 5 cursuri de formare profesională, care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 88 de locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Astăzi, 22 octombrie, există 88 de locuri de muncă declarate vacante, după cum urmează. Administrator imobile 1 loc, agent de securitate 6, ajutor ospătar 4, ajutor bucătar 2, barman 1, consilier juridic 1, coafor 2, cameristă 1, dispecer 1 loc, dulgher 6, economist 1 loc, expeditor internațional 1, femeie de serviciu 1, finisori interioare 5, firar betonist 3, faianțar 1, frizer 1, instalator sanitar 1, îngrijitor spații verzi 1, lucrător comercial 1 loc, lucrător în bucătărie 2, lucrător gestionar 1, lăcătuș mecanic 1, menajeră 1 loc, macaragiu 1 loc, muncitor necalificat în construcții 5 locuri, necalificat în alte domenii de activitate 5, operator fabricare hârtie 6, ospătar 3, operator calculator 1, șofer 6, sudor 1 loc, supraveghetor hotel 2, tâmplar universal 2, vopsitor în lemn 1 loc, vânzător 1, zugrav 1 și 7 locuri pentru cei care au calificarea de zidar. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pregătește cursuri de formare profesională. Facem înscrieri pentru a începe 5 cursuri de calificare-recalificare, cursuri care se organizează în meserii pentru care există cerere de forță de muncă din partea agenților economici. Aceste cursuri se adresează tuturor șomerilor înregistrați în evidențele noastre, indemnizați sau neindemnizați. Facem înscrieri pentru babysitter, femeie de serviciu, îngrijitor spații verzi, tâmplar universal și agricultor în culturi vegetale și creșterea animalelor. Orice șomer își poate alege ce curs dorește, iar în momentul în care grupele de cursanți vor fi formate, vor începe activitățile teoretice și practice de instruire. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.